Bine ați venit în bucătăria de gen feminin! Astăzi vă vom arăta cum să faceți forme de brioșă din hârtie de copt. Poate vi s-a întâmplat să nu aveți forme de brioșe prin casă sau să nu găsiți în marketuri. Vom măsura pe hârtia de copt fâșii de 12 cm. Nu știu dacă se vede, eu mi-am făcut un semn unde sunt cei 12 cm. Puteți să folosiți ce aveți prin casă, o riglă, o ruletă. Îndoim foaia de copt și cu ajutorul unei foarfeci sau unui cuțit, începem să tăiem. Tăiem și ultima bucată. Le suprapunem pe toate. Și urmează să le tăiem în câte 3 bucăți egale. Practic ne vor ieși niște forme de brioșe de 12 cm pe 12, cu aproximație. Am obținut foile de hârtie. Cu ajutorul unui pahar vom începe să modelăm formele pentru brioșe. Paharul trebuie să aibă o formă cât mai apropiată cu cea a brioșelor. Puteți să folosiți și o sticlă. Punem hârtia și începem să modelăm. Trebuie neapărat să ținem de hârtie. Și să o împăturim cam în 4 colțuri, 4-5 colțuri. Așa vom proceda cu toate cele 12. Am ajuns și la ultima formă. Împachetăm cu grijă colțurile. După care luăm paharul și presăm în forma de brioșă. V-am spus, paharul trebuie să se potrivească cu forma. Și așa ne rezultă formele de brioșe. Avantajul acestora este că nu se lipesc și au un aspect mult mai frumos.